congratulations on the victory. What are your initial thoughts after such a violent finish to that fight? Felicitări în primul rând și cum te simți după această violentă victorie pe care ai avut-o? Mă simt foarte bine fizic. Pot să spun că n-am nicio problemă. Mă doare puțin genunchiul pentru că am dat două lovituri foarte puternice cu el și de asta mă supără. Dar în rest sunt foarte bine și foarte bucuros. I'm very happy and physical. I'm very, very good, except, you know, a little my knee, it's bother me. But the rest, I'm very happy and very good. Was it during the fight the knee started to bother you? Or was that an injury that you had leading into the fight? A început să deranjeze genunchiul în timpul luptei sau după? Nu. Pregătirea s-a decurs foarte bine, nu m-a durut absolut nimica. După luptă, dar e ceva minor. It was actually after the fight, but it's something, you know, minor, because, you know, I trained, you know, before and everything was good. Just, you know, after the fight, it started, you know, have a little pain, but it's something minor. You were finding a lot of success with your right hand before you faked the level change, which, like, threw him off, and then you clinched up before finishing the fight. Was that the game plan? And if not, what was the game plan, I guess? L-ai lovit foarte tare cu pumnul, cu dreptul. Aceasta a fost, de fapt, strategia pe care ai avut-o cu antrenorii? Da, așa este. Acum vreau să vă spun că 50% din meci a fost câștigat de către mine și 50% de către antrenorul meu, pentru că el mi-a spus să folosesc lovitura asta de dreapta. So, actually, half of the fight it's my win, and the other half it's actually to my trainer, because he actually told me, you know, how to punch in the moment, you know, I was in the fight. Numele la antrenorul meu este Ninel Ianculescu. His name is, the trainer name is Ninel Ianculescu. It's right here. Congratulations. You knocked his mouthpiece out before ending the fight, and he didn't go down. Were you surprised that he was still standing when the referee jumped in there? În prima repriză, când ai avut priza și l-ai pus la podea, ai fost surprins că s-a ridicat și a continuat lupta? N-am fost surprins de nimic în meciul ăsta. Am fost surprins de mine că l-am lăsat prea ușor să se ridice. I wasn't surprised, you know, with because he get up, you know, in the first round. I was surprised because I let him to get up. Then finally, your four wins are the second longest win streak in the division, only behind Nicolae, who's fighting later today. So where do you think you stand in the UFC's light heavyweight division right now? Can you repeat that question? His four straight wins is the second longest in the division. The only one longer than him is Mohamed Ankalaev, who's fighting tonight. So I'm just wondering where he thinks he stands amongst the rest of the division. Okay. So ai patru victorii la rând. Ești al doilea luptător care are patru victorii la rând. Singurul care are mai multe de tine este Nicolae Ankalaev, care o să aibă lupta la noapte, în seara aceasta. Ce este, cum te gândești pe viitor, în ce... Nu divizie. Cred că știi despre ce e vorba. Nu înțeleg. Division or, you know, the weight class, în clasa de greutate care vrei să fie. Rămâi în aceasta? Da, rămân în această categorie pentru că eu cobor undeva de la 100 de kilograme și pot să zic că zlăbesc destul de greu. Și cred că m-aș consuma foarte mult să scadă în 84. He's gonna stay in this division because, you know, he has 205 pounds and it's very hard for him to go down in different division. Maybe if he's going up, I don't know, I didn't ask him. Poate dacă vrei să mergi o divizie mai sus? Mai sus, nu. He doesn't want it. So he's gonna stay in this division and we hope he's gonna have, you know, the belt. Pentru mine e o onoare foarte mare să lupt în categoria asta de 93, că, după părerea mea, și nu numai eu spun, e cea mai puternică categorie. Și dacă ești campion aici, chiar ești un luptător bun. He wants to stay in this division because on this division there are most of the best fighters in UFC. And if you win the belt in this category, you are the best. Thank you very much.